Băi, Florine, ce faci, băi, Florine? Ai venit și tu la bunicul. Da, am venit și noi. A venit Florin, nepotul meu de la Cruj. Cu ce ai lăsat oile acolo? Am lăsat acolo cu ciobanul. Cu ciobanul. Da. Câți mii ai acum de vânzare? Pe acum avem vreo 350. De mii? Da. Am mai vândut. Și cât vândeți acum voi? Cât tăiați? Păi să vedem. Păi și... Nu mai opriți și voi acolo, să opriți pentru la anul 100 de mii, să facă frumos. Păi, mă, dai seama că nu-i dăm pe toți. Cam cât dați? Jumate. 100 oprim, 250 și vine. Pune pe garișa, pe jinele nostru. Dar mie dai mii. Cum să nu? Asigurat un mel. Nu, nu, mi-e trebuie doi. Doi. Am și obligație la unul. Da, domnule, da, ce să mai. Nu vreau de-ai mai luat 10-12 kg. A, păi vedem cum sunt. Așa mici nu avem, noi avem la 20 de kg bucata. Eu am și de ele, nu contează acum. Nu contează, dacă îmi dai și la 20 de kg, primesc. Așteptăm vestelică să vină să meargă cu noi, să-i luăm, să vină cu duba. Da? Da. Ce vreau? Dă pară să pună garicea suc. Mii, și Ionica îi luăm o capă. Bă, Florine, mie să-mi dai mier, nu mie, mea. Berbecel să fie. Ionica o capră, da? Lui moșul lui Ionica o capră. Așa că vreau să spun la toți prietenii mei, a venit pe la mine ginerele meu, Calicea, cu nepotul meu Florin, și am auzit mai auzit o rânză, vă le-au tăiat și pe asta, uitați, o rânză, vedeți, am tăiat-o. Acum aștept să vină și copiii. Fani. Acum vine toți copiii acasă de Paști, familia, toată ne împreunăm. Și o să petrecem. Am făcut dozatorul de bere, Florine. Mai am o zi două la el și îl dăm drumul. Pe bine, Stelic, acum și iau un butoi de bere să facem probă. Pe bine, acum merge dozatorul, că așa n-am venit să știu. Merge, am făcut o probă. Da, și Stelic e supărat pe noi că i-am lăsat mașina acolo la stână. Și a luat foc. Nu, de-abia a ieșit acolo. Apoi dacă a ploiat, cine e de mine? Dumnezeu? Da, și Ustelic a rămas în omul acolo și s-a spărat pe noi că de ce n-am turnat asfalt. Apoi dacă Dumnezeu a dat ploaia, acum asta e. Asta e. A ploiat, apoi ce vezi la Dumnezeu? Mare cuțetul ăsta, mare. N-are voie să-l vadă YouTube atât de mare. Bă, dar tare e, bă, asta, tare e, bă, fănică, rânza asta. Bă, fraților, zici că e beton. Hă? Se rămâne de durare, aia, să zicem. Prea tare, fraților. Păi, dar asta cât s-a stat la fumat? Nu știu. E mai bine aia cu o țiră și slănină în ea. Da, e mai bună aia, asta da. E prea tare. Hai să mai tăiem o filie pentru prietenii noștri, știi? De pe YouTube. Să vadă și ei cum se taie. Uite așa, frumos, subțire. Florin, ia gustul. Asta mă înseamnă să taie. Ia subțire așa, ca zicea. Ma. Ia galici. Să mănânc sănătos. Florin, ești stupid, așa e bine. Ia vă nică și un pic. De la mine, telefonul și mâncă. Nu mănânci? Da, da, am mâncat. Gustă, bă, și tu un pic. Mamă, ce bun e. El nu știe să mănâncă și el, mănâncă numai din ăla de la restaurant. KFC. Da. Cartofi cu ketchup. Cartofi gui. Bă, cartofi cu ketchup. Cu bulion. Vreau și eu un hamburger. Păi și mă tremegea pe mine noaptea la două să iau șaorma cu de toate. Mă gândeam că șaorma cu de toate, cu pui, cu de toate. O felie de bogace și cartofi. Cartofi și ketchup. De toate ketchup și cartofi. Da. Mai ții minte, mă? Era cu tot așa mănânci, cu fănică. Asta e, fratul. Să fim sănătoși și la pungă groși. Ia să te filmezi și pe tine puțin, Fănică. Să te vadă și pe tine. Să spun la toți prietenii mei că Fănică vine tata lui acasă, vine mama lui și el acum pleacă la familia lui, la părinții lui.
Pe mine mă lasă cu bunica Marița și cu Rex și cu Pufi. Fane rămâne cu căței, da? Da. Ok. Vă salut cu stimă toți prietenii mei de pe canalul meu de YouTube. Ăla e Galicia, ginele meu, unde are 400 de oi cornute, 3 magari și 700 de capre, da? Și magari. Și magari. Și ăsta e nepotul meu. Mi-ai promis un berbecel. Da, am promis pe... Da. Vă salut, fraților, Doamne ajută la toată lumea. Asta e Rânduța, uitați, bă, lasă-mă ce e asta. Mamă. Prea uscată. Hai, Doamne ajută. Adică, da. Am să pun 3 întrebări. Zic. Uite de la mine când vorbesc cu tine. Vine tată tu acasă. Da. Mamă ta, da? Tu rămâi cu mine sau pleci de dincolo cu ei? Mă duc dincolo. Te duci dincolo. Da. Aparatura asta o lași aici? Nu. De ce? Las-o aici. Și mai vii tu ca să vii, că să te joci aici la mine când și când, da? Da. Hai să o facem până așa, fel, rămâne toate sculele aici, toate aparatele așa de tale, te duci și vii, mai vii la mine o oră, două pe zi, te mai duci și dincolo. Nu-ți dau voie să mai rei, deci. Eu ar zice să doarmă tot aici el asta. Ești de acord? Să lași mie aparatura? Că nu le vând. Bine. Da? Da. Și te duci acasă, nori, noaptea, ziua vii la mine aici. Da. Ca să fiu mai sigur că vii la mine, la ziua. Da. Promis, da? Să nu vini de seară să le iei de aici când dorm eu. Să le desfaci, să le duci, să vezi ce belere ai cu mine, fii atent. Am așa, monitor, peste patru, căști. Mine dai pe inventar, da? Da. Toate, ha? Bine, Fănică, așa o să facem înțelegerea. Da, uite și doamna Marița aici. E frig. Ți-e frig? Hai să pară pâine în focul. De Crăciun. Păi nu-i Crăciun, e Paștine. Facem focul de Paști. Da. I-am făcut focul lui mama în centrală. Da, tu făcuși. De ce minți? Dar cine a făcut? Cine a spus să faci focul? N-am spus eu. Ai spus tu. Faci tu tot dacă nu fac eu. Iar tot nu sunt bun eu. E, ce-a făcut? Ce ești bun? Vezi, vezi ce bătaie dau așa. Vezi, Fănică, să vezi ce bătaie dau acum. Mă doare în gât. Mă doare în gât. Bă, Fănică, bă, Fănică, bă, ce frig afară. Hă? Hai împlapumă. Hai. Hai împlapumă. Mâine aici. Eu ar zice, hai. Să dorm la noapte tot aici, da. Cristal, de la pesiu. Și pleacă mâine. Da. Păi frig mă la tine acum. Am băgat calorifer. Ai băgat calorifer? De când l-ai băgat? De azi. De astăzi? Nu, nu, de 3-4 zile. Să te pune Maria pe zi. Ha? De 2-3 ore. Du-te, mă, Fănică, că nu te ține nimeni legat. Eu rămân cu Pufi, baba, mama. Asta e viața. Uite, suntem aici doi pensionari, doi bătrâni, doi căcănari. Asta e, a venit și pe la noi fata cu tuna, ai văzut? Mm-hmm. Florin mi-a promis că îmi dă 2000. Da. Doi berbecuți. De unde? Păi la ei, la stână. A. Azi că tai, vând 200 de mii și mai opresc 100. Și ne dă? Da, a zis, da, să mergem acolo, să luăm de la Cluj. Au, mamă. Păi până acolo mai bine cumpăr melul deci. Da. Nu? Ți-a adus canistra? Mi-a adus. Deci să mă duc până la Cluj după un mel, mai bine iau deci. Păi da. Eu așa zic părerea mea, nu? E mai bine. Ce duci, Fănică? Cu ce duci? Alo. Că așa cu ei? A, să iei mâncare. Mâncăm ceva proaspăt, da? Dacă nu duce bunică ta, nu mai duci tu frig. Du-te tu, iai mâncarea și lui. N-am mai, că așa cu ei. Hai. Ce mâncare mâncăm? Pizza. Pizza, au, mănânc și o bucată de pizza, gata. Mănânc și o bucată de pizza de la Fănică. Pentru
Nu prea mâncai. De ce? Nu prea mă simt bine așa, mă doare spatele, rău de tot. Dacă nu te duci la spital. Au. La pisici. Văzuși cum rămâsai blocat. Văzuși? Te duci acolo la pisici. Numai... Păi ce are pisicile cu spatele? Acolo la pisici se duce ăla cu capul, care e bolnav cu capul. Poate te face și eu, capul meu merge, auzi? Dacă nu merge, văzu eu, că uiți. Capul meu. Nu mai auzi. Auzi și tu aici, aici, auzi. Ăsta e cap, ăsta e cap în jucărie, ăsta e cap pe care ai în pizda, mă. Ce nebun ești. Eu nebun. Păi vezi că trebuie să te duci la pisici. Să te tratezi. Mă, la pisici ai bolnav cu capul. Păi și tu ești. Eu. Că ești născut la 7 luni. La 7 luni. Eu ne ai știut, eu când ai fost tu când m-am născut eu. Da, te avem martură, hai să vedem. Pe cine e martură? Pe mămica. Mama nu mai știe ce vorbești. Da, crezi tu. Și pe, hai bun, gata, nu mai știe mămica. Știe țâță cu Anica, unde e... Ce știe și țâță? Nici ăla nu mai știe ce vorbești. Mai zic, ce zici? Da. 7 luni am eu. Bă, dacă aveam 7 luni, eram din ăla, aviator. Bă, cum 7 luni? Umbram pe sus. A. Au un păianjin. Au, au. Mi-aduce stelica iPhone 15 Pro Max. Și dai lui pe ăsta. Da. Mi-l face mie cadou. Da? Da. La albătrân? Da, pentru tăticu. Îți dă, cum să nu? Da. Mamă, ce frigă mie. Oh. Auzi tu, la 7 luni sunt născut eu. Știe ea de 7 luni. 7 luni știe ea, să zic, numai 7 luni. Mai eu nu, și ea meu, mamă ta știe. Mama știe. Păi ce-a născut? Ha? Păi, zic și ales. Nu. Că nu duci de la raia să nevesti. Păi, să te dau la asta, că nu o să mă hăbea în vas. Să nu-l vas, pănică, că e cu prătii pe întâlnă. Asta cu tine, 3 luni. Cine? Rex. L-a crescut. Uf, mă, la de pe cu dumneavoastră. Ți-a jalo, mui, Chiro. O, Rex, Chiro. Mă, ce tot ai cu Rex? L-a mor cu joarda. M-a la de-a nici eu, domnul. Să nu văd. Două dar. Ce tot ai cu regea? Să vă să mă câmpiți, hai. Hai, mănâncă pânică. Cum nu te duc pânică? Păi mâncăm și eu o felie de pizza. Brea mi-e chefalu. Mănâncă. Și că pare că de la asta ce pe seama. Mă, dar ce cagă, na? Ho, ho. Ho, cine? Soții. Când aveți o blocă, ho. Nu-i place. Au venit băieți. Bună seara la toată lumea. Bună seara. Mulțumim cu Dumnezeu că au venit băieți, au ajuns bine acasă cu avionul. Mi-a venit copiii, mi-a venit rurile, mulțumim lui Dumnezeu că au ajuns cu bine. Uitați pe Ionică, pe Ferică, pe... Le-a pregătit mamica ceva de mâncare la copii. Mi-a dat mamica. Le-a pregătit mamica sarmale. Care-i sarmale? Ne-a lăsat și din pește. Și dragaveiu. Mâine. Și lămâna ce mâncă de post? V-a lăsat 3 grămezi de dragavei în curte. Să le aveți acolo. Cu hai tu lămâie, nu le-ai tu și-a bun. A, post. O să pierdem aici, dar pe urmă nu. Care e linia? Fănică e cameratul meu. Hai, Fănică, hai la masă, Fănică. Eu am mâncat. Ce ai mâncat? Pizza. Pizza? Da. Pizza cu de toate? Da. Sau simplă? Nandi. A dat comandă la o pizza, când a dus la pizza, nu-i plecă, că nu-i coaptă. Mamă, o să-i dau cu ea în pământ. După aia zice, închide globul că mănânc. Mâncă mai mult de frica mea. Ce-i tu, Ana? Nu, ce frate, mercuri. Cine mai adică e frină? Nu uita-mi de pe care eu vin de-aia. Vezi ce rețetă care pune? Ce-aș
3. Hai, dragi mei, mai avem două.